Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod de RPG 2 pe serverul RPG 2, logic pe Bizon. Da, în acest episod vreau să facem câteva misiuni ilegale, adică nu misiuni ilegale, doamne, joburi ilegale. Da, deci, nu știu, mă tot gândesc dacă să mai țin seria asta de Sam sau nu. Normal este seria principală care o postez zilnic, dar nu știu și voi, Sam, pute deja numai un joc așa de gata, de abia 500 de player la ora 5. Nu știu acum, dați așa un pic când vine să rugăi, doamne ferește, așa. Știu că ești în timpul școlii, dar nu știu, 520 de playeri din 900-1000, nu știu. Începe să fie mai nejucat sau din cauza școlii. Asta să-mi ziceți și voi mie. Da, cred că asta e mașina mea sau... Slash-vă. Disponibil. Despawnează. Loc parcare. Gata. Deci da. Nu știu, ziceți și voi dacă mai vreți să țin seria aceasta cu episoade zilnice. Eu vreau să facem un job ilegal care se va numi host de mașini. De mașini, așa, Las Venturas. Haideți, mergem. Dați că avem sonorul cam foarte tare. Deci da. Sper să vă placă episoadele zilnice din San Andreas Multiplayer. Chiar dacă nu mai e așa un joc foarte, foarte jucat, eu o să continui să postez zilnic episoade. Stați un pic, stați. Avem 73 de ore jucate. Nivel 8. Foarte bine, foarte bine. Cont premium, 5 zile mai am, pentru că mi l-am luat acum foarte mult timp și... Helicopter deasupra mea. Ia uite-l acolo. Da. Și... N-am jucat prea mult pe RPG, după m-am jucat pe Bugge, după pe Orange, după pe Blue, după pe Blue iară, adică am jucat pe Blue ceva timp, după pe Green, după pe Red, după pe Green înapoi, după pe Orange, după pe Blue, după pe RPG 2 iară. Deci a fost o întreagă aventură. Bine, eu m-am apucat să filmez de pe Blue Bugge, adică n-am apucat să filmez de pe Blue. Dar acum nu știu, o să filmez pe RPG 2 pe Bizon, după mă but iară pe Blue, poate... O să mergem pe mai multe servere, nu o să fie doar pe un server, seria de Sam. Nu știu, poate o să fac doar pe un server, poate nu, nu știu, vedem. Mie practic îmi place foarte mult, așa. Dacă am level 9 și 300 și level pot avea după ce dau level, da. Și 383 din 34. Ce mă? Ești nebun. Mă rog, hai să vedem un pic. Stați așa. Aici e jobul undeva în spate, aici. Aici este jobul. Aici, quit job. Așa. Slash get job. Hai deveni odată și scrie job help și slash work. Slash work. Du-te și fură mașina de civil. What? O mașină. A, o mașină. Așa. Hai să vedem. O mașină de civil. Hai să vedem. Aici în parcare văd că e o mașină de civil. A, uite acolo o mașină de civil. E frumoasă și urâtă în același timp. Frână, frână. Așa, am furat-o. Furat-o. În zona Julius Truway North. Ok, hai să ducem acolo mașina. Pe aici putem să ieșim. Să vedem dacă într-adevăr e mai plătit jobul ăsta, dacă îmi dă 3-4 mii de dolari din chestia asta sau îmi dă 500-600. Au, frac, frână. Stați că am greșit drumul. Așa. Opa, au. Fuck this shit. Și câți dolari îmi dăm, da. Ai câștigat total, ai câștigat 10 gold pentru deblocarea realizării. Stai așa. 800, 1000 așa. Bă, 1000 i-a dat. E bine, dar nu-mi place slash job-ul ăsta, nu trebuie job-ul ăsta. Slash job. Tot la... Unde o să rămân? Unde ești? Tot la gunoier o să rămân. Dați că vine să tușez, dar nu prea. Nu știu ce am. Astăzi sunt foarte... nu-mi place așa. Dau 8, 2 din 4. Neh. Nu vreau, nu mersi. Hai să mergem la checkpoint-ul de la Cunoier.
Ai, mamă, vine așa să trag nasul pentru că mi-e foarte, foarte, foarte frig. Și sunt foarte, foarte răcit. Dar totuși vreau să filmez episoade pentru voi, pentru că nu pot să las o zi fără episoade pe canal, deci... Da. Unde este mașina mea? Stați că nu mai știu unde am intrat acolo. Și de pe aici unde am intrat. Pe acolo am intrat. Uitați acolo, pe acolo am intrat, da. Așa. Și despre cineva care vine mandate, salut, încearcă să contacteze poliția de rang 3 plus, nu avem detalii despre cine are mandate. Există familie și ești departe, nu se recomandă să mergi la burger și dau cei mai buni hamburgeri. D. Hamburgeri D. Acolo ar trebui să-mi fie și mașinuța mea. Acolo și eu. Cu o mașină de civil. Nice. Da. Dacă ai nevoie de ajutor, slash ne, if you need help, slash ne. Da, tot gunoierul mă atrage mai mult. Bine, sincer, acolo îți dă 2000 și ceva, adică 3000 pentru că am și cont premium de pe tură. Dar acum, Ana, găsește toate cele 200 de baghete de bani și vei primi un premium special. Iai. Voi știți ce înseamnă 200 de pachete? Adică, nu, nu sunt foarte multe și nu o să le găsesc eu niciodată. Deci mi-e așa de înfundat nasul. Pur și simplu mi-e foarte înfundat și nu știu de ce. Așa. Oh my god, ce l-am bușit pe fraierul ăla. Hai să intru prin pufișuri. Oh, oh my god, oh, 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 oh. Oh! Oh my god! Holy! Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Mama, cum a mers, ești nebun, a mers pe două roți. Pui mei, cred că jumătate de kilometru. Nice! Cumpăr clan, buget 85k, vând premier 200, 2000 km și... Dar nu se scrie 2000 km, scrie 2 km, da, na. PLM, ASL, jucător de sample. Încolo. Mersi. Am nasul foarte înfundat și asta e foarte enervant pentru mine. Oh, fuck this shit. Ia uitați, băieții. What? Ok, o să mergem așa. Bă! Așa este să sunt pic. RPG 2. Să vedem dacă vă rog acțiune liberă să aplicăm. Fictions. Green Steel, da, să level 20. Nu mai e nicio facțiune. A făcut cineva cererea asta, așa. Cred că a făcut cineva cererea seara. Aseară era deschisă. Azi a stat deschisă, dar level 20. Asta e level 15 și astea level 7 major. Hitman Agency level, așa. Astea au foarte multe memorii fiecare, deci nu cred că ar mai avea nevoie. Les FT, așa, nu știu ce. Da, am crezut că mai pot să aplic și eu, dar aparent nu. Dar vreau și să aplic într-o facțiune cu serverul ăsta, dar aparent nu pot. În momentan nu pot să aplic. Așa. Cel mai mult la pușcărie poți să-i trimis secunde sau mai mult. Să rog, cel mai mult poți să fac în cazul jailor agency. Cazul stai maxim 3000 de secunde. Așa. Să te mergi de pe malta, ține 4 minute apoi și așa. Ah. Ok. Da. Deci 520 de player, vedeți? La ora asta normal pe blues vreo 800 și ceva, deci totul cu 300 mai mult și tot ăia 300 contează. Acum nu știu, RPG-ul ăsta Bizon mi se pare destul de... Odată văd și poze ține, ce zice poți, odată vă poți ține toate licențele.
Știi ce zic eu, mă? RPG-ul e mai realistic și mai șmecher, așa să zicem. Dar Baghet e mult mai jucat. Sincer, eu joc, o să joc și Baghet și RPG în videoclipuri. Un videoclip de RPG, ăsta de Bizon, un videoclip de Baghet, un videoclip de Bizon, un videoclip de Baghet. Cred că așa o să fie programul meu. Nu știu dacă două pe zi, deoarece e foarte mult două pe zi în timpul școlii. Dar, oricum, cel puțin acum o să fie un episod pe zi de SAM. În timpul școlii, după, în vacanță, poate două episoade pe zi de SAM? Habar nu am cum o să filmez și cum o să am și timp să filmez episoade de SAM. Deocamdată doar un episod pe zi de SAM, pentru că suntem în timpul școlii și n-am și eu nici prea mult timp să filmez, pentru că, na, pulă-mă. Trebuie să învăț, trebuie să nu știu câte chestii și, na, work. Haideți să mă adresez de muncă. Corect. Andrei 45 Somalia slash hot dog ăla se pișe nebun. Așa, am și mâncat. Mergem în slash work aici, pentru că aici se dă slash work. A, am putea să dau get job. Nice, frumos. Hai să ajungem slash get job. Slash get job. Ai devenit gunoier. Pentru a vedea cum este deținerea mea slash work pentru a munci dacă este disponibil slash work. Și suntem gunoieri. Dar nu știu ce să zic, parcă Bizon nu mi se pare mie un pic mai așa, mai mă face să-l joc așa. Stai, slash shop. Slash stats. Am 80 de gold, deja pot să-mi iau încă o dată aproape cont premium. Da, nu o să-mi iau cont premium acum că deja am cont premium și na. Plus că nu o să nu joc chiar așa de mult. Așa pleci pentru a ridica gunoiul. Așa. Deja, după cum vă ziceam, Bizon nu mi se pare mult mai realistic, Baghet nu mi se pare mult mai jucat și... Na, pana mea. E și economia altfel și... Nu știu ce să zic. Așa. 76 ai nevoie de nivel 35 să devii legenda. Vrei să devii legenda a clanului față la aplicul chiar acum pe ai nevoie de level 35 și 1000 de ore jucate. Păi și dacă am 1001 ore jucate și level 36, nu-mi dă. Ai, 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 ai. Slash ID F4L punct J ah, nivel 38 acțiune lucru taxi. Ah, păi el e taxi, el e dalea, dalea. Da, el e taxi de E taxi, are nivel 38, tine mai pe bar o să-mi ia la mane. Mai pe bar o să-mi ia la. Îmi pot schimba numele pe colo ăsta, tastează slash shop și selectează change nickname. Ah, dar eu nu am acces la shop pentru că trebuie unlock account. Și pe video nu pot să arăt pic-ul pentru că sunt un țigan. Da, chiar nu pot să arăt pic-ul pe ăsta și am uitat să mi le blochez dinainte, dar... Sper să-mi reamintesc să-mi deblochez contul mai târziu. Da. Mamă, 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 operatura, bum! Săra cu bot de la mașină epică. Vând oceanic. Full tuning cu 23, negociabil, please. Negociabil, please, neroșul să fie negociabil. Stați. Am 20 de raw points. Stați, nu-mi scrie raw points, știu că aveam 20. Asta că nu mai văd unde... A, uite, puncte jaf 20. O să dau și, cred că, rob în episodul următor. Că v-am zis, eu postez mai multe episoade pe zi. Cred că după asta o să mă și duc să mă culc și după aia mai văd ce filmez ochi pe zi. Că îmi trebuie și mie odihne, nu? Chiar dacă nu filmez eu nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, tot îmi trebuie și mie odihne, pentru că n-a acolo, mă. Da!
Asta și-o lăsa mașina parcată aici și nu pot să intru. Ai, 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 frate. Dani Boss. Dani Boschetar, zic eu. Bună ziua, Bizon. Mamă, dă el interviu nebunul. Ai, evenimentul. Doamne ferește. Care e cel mai prost vehicul? Perențial este cel mai încet perennialul. O, oh, fac, stați așa că am ieșit din GTA. Am ieșit din GTA. Cum o suna GTA? Care e cel mai prost vehicul? Salut, perennialul este cel mai încet vehicul. Se referea cel mai încet și l-a văzut cel mai prost. Cum anulez un punct roșu activ? Slash căile LCP sau cancel find? Bă, el părește ajută, acum nu știu în cât timp eu răspuns la întrebarea aia. În primul rând, să-i mulțumesc lui Râv Valdo pentru... accept event. Mamă, deci morte. Somn la ora asta, 17.56, dar nu-i problemă. Ai, ai, ai. Ai, ui, ai. Da, m-aș duce și pe, pe Blue, pentru că am și un clan acolo, dar nu știu ce să zic. Caut prieten, cu Skype. Poți să cauți în continuare, boss. Eu nu îți recomand să te duci la prieteni cu Skype, pentru că... Na. Te fură. O să-ți ceară bani. Tu... Pentru că ești un dulce, o să le dai bani? Ce vrei, mă? Ce claxonezi, mă? Mă, fraiere, mă. Mă, fraiere, mă. Na. Na, pruncule. Ce comandă e ca să mă sinucid, să nu există o astfel de comandă. Vrea să se sinucidă băiatul. Nu-i bine. Nu-i bine. Să vrei să te sinucizi? Gânduri malefice. Da, să vedem câte ori avem, că vine pe idei, eu avem 73 de ori jucate. Pot să dau startul la fix, care vine după mine. Este descalificat. Uai, mă bag în asta mașina. Bum, șacalaca. Opa! Da-ți că am trecut de checkpoint. Da, fac numai prostii, aparent, adică văd că fac numai prostii. Care este cea mai plătită slujbă la level 3? Salut toate, sunt... Ok, asta a fost să răspund așa direct, știi? Cel mai direct răspuns ever. Ok. Dau rob min level 10. Hai că intru. Intra bosulica, cum să nu intru. Așa, dar nu înțeleg de ce mai pui și anunț că vrei să dai rob, adică na. Dacă mă fac cerșetor și nu înseamnă mai bine te faci un serios decât și muncitor decât cerșetor. Există la slash job cerșetor? Nu poți merge pentru că ai un punct roșu activ. Oh, fuck. Nu, dar chiar există jobul de cerșetor? Adică... Să te duci la player să cerșești sau... Să te duci de la NPC-uri să cerșești? Există așa ceva? Habar n-am. Am și 5 lei pe masă, mă întobaia să-mi iau o pungă de chipsuri. Am uitat să vă spun dacă mă omoros pe mine. Am uitat să vă spun, dacă cine mă omoresc o să câștigați 5k. Da, e puțin, mane, 5k, păi nu merită să te obosești acolo să-l omor pe unul pentru 5k ieșeta, dar... De ce l-am oprit? Cum am oprit motorul? A, de pe rotiță ai de mișto că opresc motorul? A, cred că opresc motorul de fiecare dată când... Stați așa.
O început să-mi latre câinele, așa. 73 de ore avem, acum am 74 de oreo. Vând pe căjă 680 ca negociabil. Spun start, până nu shit. Mi ne vează aici că spun start și prostii de alea. Bă, money, start și gata, nu spun start, nu știu ce, pana mea. Mă rog, imediat ajungem acolo și încheiem și noi episodul și după aia mă duc să mă culc. Că mor de somn. Și ăsta o să se bagge în mine. O să mă bag eu în el, dar nu o să-l ajung. Cu-cerect! Este un eveniment de desfășurare pentru detalii de asta /event. Event. Titlu așa, premiu așa, lucrurile că trebuie să mă bag timp la fix. Așa, descriere paramedics, hashtag power. Ok. Hai că acum vine ultimul checkpoint. Și am terminat și noi, mă, oricum, mi-am zis, s-a pus ceva mai lung și na. Mergeți la Europa cu mașină care nu mi-a aparținut, ne salut, nu poți. Poate vă, poate mă bag și voi. Avem nevoie să ne apărăm. A, avem voie să ne apărăm, stați că am citit și greșit acum. Wow, mă bagă mașina asta, mă bag și BOOM! Shakalaka! Și azi ne câți bani câștigăm, frate, eu cred că știi vreo 3000 și ceva. 3695, mi-e bun, vă rog să ne e bun, e bun rău de tot, spui acum. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod, ia uite aici. Așa, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă spun un subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!